Digitalizarea e un punct cheie în programul PMP de guvernare. Ați spus bine, România este codașă și de ani buni este codașă, ce-i drept, la capitolul digitalizare și inovare, dar toată lumea țipă, dar nu se face nimic. N-am văzut să ne schimbăm clasa. Noi avem ceea ce este cel mai important în acest domeniu și anume resursa umană. Toate marile companii IT din întreaga lume au reprezentanțe puternice în România. Deci aici cred că e nevoie de voință politică și de un pic mai mult curaj și viziune. Ați spus bine, voință politică. Pentru că PMP insistă ca viitorul cabinet să aibă un minister pentru inovare, digitalizare și inteligență artificială. Trebuie să avem pretenția și să insistăm să creăm un centru de inteligență artificială la noi în țară. Pentru că inteligența artificială va fi utilizată și în agricultură, și în medicină, și în transport, și în economie, și în energie. Deci trebuie să avem curaj să privim în perspectivă și atât timp cât Uniunea Europeană pune la dispoziție un buget de 143 de miliarde de euro, trebuie să avem curaj să ne dezvoltăm pe această dimensiune, pentru că, repet, avem ceea ce este mai important, resursa umană.